Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Tainele Înțelepciunii. Așa cum ne-am obișnuit, astăzi, miercuri, ne întâlnim de fiecare dată să discutăm despre vibrația săptămânii, vibrația anului, vibrația zilelor și atunci când este nevoie, despre diferite subiecte pe care ni le cereți pe rețelele de socializare. Dar până să începem, urăm un sincer la mulți ani tuturor femeilor, doamnelor, mamelor, bunicilor din toată lumea, pentru că astăzi le sărbătorim, astăzi, ca de fiecare dată, cum ar trebui în fiecare zi, le prețuim ca cel mai important obiect din viața noastră, cel mai important suflet care ne-a ajutat de fiecare dată. Și fără de ele, nu am fi putut fi aici unde suntem, fiecare dintre noi. De asemenea, începem cu analiza zilelor, zi rând după rând, iar la sfârșit o să discutăm un pic despre simbologia mamei, dacă o să avem timp. Începem cu ziua de joi, 9 martie 2017. Ziua de joi poartă semnul oii de lemn in. Fiind zi de oaie, automat bivolul care este în opoziție nu este atât de bine aspectat și evident nu va avea o zi atât de bună. De asemenea, nici persoanele de 69, respectiv 45 de ani. Mistrețul, iepurile și calul, fiind prieteni sau alia secreți, evident sunt ajutați de către vibrația zilei, astfel încât se pot bucura de o zi mult mai prosperă, putându-se să-și îndeplinească toate proiectele la care ei au muncit. Elementul de bunăstare este atribuit nativului metal, elementul de creație nativului apă, elementul de putere nativului pământ, elementul de resurse nativului foc și elementul de prietenie nativului lemn. Steaua care vine în centrul casei, din păcate, nu este una foarte bună, fiind vorba de steaua cu numărul 5, steaua ghinioanelor, steaua distrugerii. De asemenea, vedem că și din punct de vedere activităților comerciale, noi nu prea avem prea mare noroc, nimic ce ține de business, de feng shui, mutări, negocieri, călătorii sau renovări nu sunt bine aspectate. Este o zi în care n-ar trebui să facem deloc investiții, n-ar trebui să dăm bani cu împrumut sau să primim bani în general vorbind. Slavă Domnului, nici de salariu. Deoarece acești bani pe care i-am primit, i-am cheltuit foarte repede. Și dacă i-am dat, nu i-am mai vedea cu adevărat înapoi. Sau suntem obligați să cheltuim pe o cauză mai puțin plăcută. De asemenea, această stea amplifică și mai mult forța stelei lunare, acea accidentelor și a furtelor. Drept urmare, mare atenție, deoarece astăzi vom avea, astăzi joi, vom avea tendința de a crede pe absolut oricine care ne dă sfaturi financiare. Nu este bine să ascultăm, ci este bine să gândim înainte de a face ceva. Orele foarte bune din zi sunt 3:05 dimineața, respectiv 7:13 spre prânz. Dacă să ne uităm la zodii, vedem că șobolanul a înseamnă că are anul acesta, luna aceasta, o lună mai specială, deoarece devine mai certăreț. Ei bine, victoriile altor persoane vor determina să fie un pic cam supărat, invidios, ceea ce va determina pe acesta să își exprime dezaprobarea sau oful în legătură cu respectivele persoane. De asemenea, vor atrage bârfe la locul de muncă dacă sunt aplaudați sau premiați de către șefi. Cu alte cuvinte, încercați să fiți cât mai umili în ziua de joi și dacă vedeți că sunteți invidioși pe cineva, încercați să nu vă exprimați aceste sentimente, ci să le analizați, să le distrugeți în spațiul nostru sacru de acasă, prin meditații, prin rugăciuni, prin orice metodă știți dumneavoastră. Nativul bivol și tigru, dar mai mult tigru, au parte de o zi bună. Steaua cu numărul vine deasupra lor și li se asigură un succes atunci când vine vorba de bani, de prosperitate, un succes financiar. Este adevărat, bivolul fiind în opoziție nu se va bucura cu adevărat de acest succes, ci va trebui să-l accepte așa cum vine. Tigru, pe de altă parte, îi surâde o stea norocoasă și îl ajută pe viitor. Nativul iepure trebuie să fie foarte atent la cum comunică astăzi, deoarece pot să apară mari probleme în legătură cu acest lucru. Cum vorbește cu lumea din jur, cu colegii de la muncă sau cu familia, poate să determine ca următoarea perioadă să fie una mai bună sau una mai puțin bună. În această cauză, mare atenție la comunicare în această zi de joi. Nativul șarpe și dragon. O zi în care se vor simți extraordinar.
o zi în care parcă totul este perfect, totul este minunat. Stau acolo, mă rog, patul vine deasupra lor, stau a dragostei și sunt ajutați de către mentor, de către superior să evolueze și să crească ca și persoane. Un lucru extraordinar, ar trebui să profitați de pe urma acestei zile și să adunați energie pentru mai târziu, pentru că o să aveți nevoie în zilele ce vor urma. E mai exact, chiar vine. Nativul cal, deși nu are o combinație foarte bună și are toată această energie de pământ care și-o produce și starea de rău și-o cam autoproduce, vine steaua multiplicării. Deci, în această zi de joi, mare, mare atenție. Trebuie să o marcați și cu un mare semn de exclamare în calendar. Nu este o zi bună pentru nativii cal. Să aibă grijă dacă au probleme de sănătate, să nu se expună riscurilor sau sporturilor extreme astăzi sub nicio formă. Să aibă foarte mare grijă și ceea ce fac, pe ceea ce pariază sau pe ceea ce vor să descopere la sine, pentru că vor primi informații eronate din toate părțile. O zi în care și de echilibrat vor fi mai greu, pentru că totul se amplifică și trebuie să fie foarte atenți. Asta este singura problemă. Dacă e pentru a echilibra tot acest surplus de pământ, o să avem nevoie de metal, pentru că trebuie să distrugem foarte mult din acesta. Evident, metalul fiind și elementul de bunăstare pentru energia de foc, atunci lucrurile vor fi ceva mai bune. Cu alte cuvinte, îmbrăcăminte care este albă, gri și, evident, bijuterii care sunt din metal. Dar un metal mai prețios, argint, aur sau platină, dacă se poate. Nativul cocoș și nativul maimuță și oaie. O zi în care trebuie să fie foarte apropiați de partener. Să întrebe de sănătate literalmente. De aceea vine steaua cu numărul 2 și dacă există probleme în cuplu, s-ar putea să iasă la iveală astăzi și, evident, depinde foarte mult de starea din cuplu și de relațiile prezente. Dacă lucrurile nu stau atât de bine, această fisură se va adânci ceva mai mult. Până când, într-un viitor, destul de îndepărtat, se poate chiar produce și o scindare. De această cauză, încercați să fiți apropiați de către partener și să încercați să descoperiți dacă există probleme. Dacă da, încercați să le rezolvați în cel mai scurt timp. Nativul cocoș, ei bine, vine steaua cu numărul 8 deasupra, vine steaua cu numărul 7 deasupra lor, ceea ce nu produce lucruri prea bune. Îi mai echilibrează în oarecare măsură, le mai dă mai multă forță pentru acest an, însă trebuie să aibă foarte mare grijă astăzi cum conduc, de exemplu, să nu aibă probleme în trafic, să nu se enerveze, să nu le crească tensiunea, în general vorbind, pentru că lucrurile pot să degenereze foarte repede. Steaua cu numărul 9 multiplică tot ce se întâmplă în această lună și poate să creeze probleme, mai ales astăzi, în această zi de joi. Nativul câine și mistreț. O zi destul de bună, nu perfectă, dar destul de bună, mai ales atunci când vine vorba de afaceri sau de planificări financiare. Este bine să ceară sfatul unor oameni care lucrează de mai mult în domeniul respectiv sau într-un domeniu care îi lucrează, atât și câinii cât și mistreții, pentru a obține niște sfaturi importante în legătură de investiții sau în legătură cu metodele prin care pot să facă mai mulți bani în la spațiul de muncă, acolo unde muncesc ei. Deci, în următoarea zi, vineri, 10 martie 2017. Această zi stă sub semnul maimuței de foc Yang. Parcă ar fi anul trecut. Dacă este maimuță, atunci tigru nu este bine reprezentat, fiind în opoziție și nici persoanele de 68, respectiv 56 de ani. Șobolanul, dragonul și șarpele, fiind prieteni sau alia secreți, sunt mai bine reprezentați în această zi și chiar ajutați de către zodia maimuței, de astfel încât, dacă ar fi avut energii negative, cum e cazul șarpelui și dragonului, dar chiar și șobolanului, acestea se transformă în unele pozitive, să le fie mai bine. Elementul de bunăstare este atribuit nativului apă, elementul de creație nativului lemn, elementul de putere nativului metal, elementul de resurse nativului pământ și elementul de prietenie nativului foc. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 6 și se creează brusc o energie de metal mult prea puternică în centru casei, care dă foarte mare forță apei, pentru că metalul naște apă. Cu alte cuvinte, trebuie să fim atenți la tot ceea ce reprezintă apă, mări, oceane, râuri, care s-ar putea supăra în această zi.
De asemenea, ar putea să creeze mici perturbări atunci când vine vorba de pământ, pentru că metalul poate să distrugă un pic pământul. De această cauză, ziua de vineri ar fi bine să fim ceva mai atenți la tot ceea ce facem. De asemenea, nici problemele care țin de activități economice nu sunt încă rezolvate, toate fiind reprezentate într-un mod negativ. Orele foarte bune din zi sunt între 1 și 3 dimineața, respectiv 9-15 la prânz. Atunci când ne uităm la zodii, vedem că șobolanul trebuie să fie foarte atent atunci când vine vorba de sănătatea proprie, dar și cea a oamenilor din apropiere, fie că e vorba de familie sau prieteni foarte, foarte apropiați. Din ce cauză? Lucrurile pot să o iau puțin razna, mai ales că acum, cu toate schimbările astea, de la foarte cald la foarte rece, dimineața și la prânz, pot să apară răceli foarte, foarte ușor. Nativul, bivol și tigru au parte de multiplicarea norocului astăzi. Este o zi foarte bună pentru aceștia și la fel trebuie să profită un pic de pe urma ei, deoarece lucrurile pot să stea foarte, foarte bine. De această cauză, încercați să realizați cât mai multe astăzi, să puneți la cale cât mai multe planuri și eventual să semnați anumite contracte. Deși nu este o zi foarte bună sau indicată pentru așa ceva, pentru că activitățile economice nu spun acest lucru, stelele care sunt deasupra dumneavoastră vă dau așa un mic imbold și vă ajută în această zi. Nativul iepure trebuie să fie atent atunci când se află într-o relație. Lucrurile pot să degenereze, pot să se transforme în ceva ce nu este foarte plăcut. Încercați să descoperiți care este motivul și să rezolvați cât mai repede. Dacă căutați un partener potrivit, încercați să nu-l găsiți astăzi. Dacă însă îl întâlniți, fie că e vorba de parteneri de afaceri, de iubire sau chiar și o prietenie, s-ar putea să aveți o surpriză neplăcută pe viitor. Nativul șarpe și dragon, vedem că au parte de steaua cu numărul 5, însă sunt salvați foarte frumos de către vibrația zilei. Și atunci lucrurile stau ceva mai bine și din contră primesc ajutorul mentorilor, oamenilor care le sunt aproape și superiorilor mai ales și pot să răzbească peste absolut orice fel de problemă. Nativul cal, deși vine steaua cu numărul 1, ceea ce ajută destul de mult, este foarte important însă să-și găsească sau să adauge pe lângă această stea de 1, de victorie, de apă, să adauge din energia proprie și să încerce să ajungă la un echilibru atunci când vine vorba de starea aceasta destul de dificilă în care ei se află. Totuși au parte de noroc astăzi și chiar s-ar putea să primească o surpriză destul de mică, dar totuși care să le aducă zâmbetul pe față. Nativul oaie și maimuță. Trebuie să fie foarte atenți atunci când vine vorba de cuplu, dar de data aceasta nu de sănătate. S-ar putea să fie anumite tabieturi sau lucruri mărunte care se enerveze. Ei bine, dacă se vor întâlni astăzi, aceste lucruri vor ieși la iveală destul de repede și pot să se transforme dintr-un țânțar foarte micuț într-un armăsar falnic, lucru care nu este indicat pentru că pot să apară probleme, în general vorbind, atunci când vine vorba de comunicare în cuplu. Iarăși, vedeți unde este fisura și încercați să nu adânciți și mai rău, încercați să fiți diplomați, să ajungeți la un consens și să comunicați într-un mod asertiv. Nativul cocoș primește o binecuvântare astăzi sub forma stelei cu numărul 8, steaua armoniei, steaua bunăstării, ceea ce înseamnă că astăzi ar trebui să-și aranjeze cât mai multe dintre întâlniri sau eventual pe viitorul foarte apropiat pentru a face rost de ceva mai mult bănuți pentru următoarea perioadă. Nativul câine și mistreț, o zi în care nu ar trebui să aibă încredere în oamenii care le cer bani, pentru că aceștia s-ar putea să aibă un motiv ascuns în spate, fie că nu vor folosi banii respectiv pentru ceea ce au cerut sau îi vor folosi într-un mod haotic, promițând că îi vor returna, dar într-o perioadă foarte, foarte îndelungată, ceea ce nu este de încredere. Deci, în următoarea zi, ziua de sâmbătă, 11 martie 2017, ziua cocoșului de foc in. Fiind zi de cocoș, automat iepurile nu este atât de bine reprezentat, fiind în opoziție. Dar nici persoanele care au vârsta de 67, respectiv 55 de ani. Bivolul, șarpele și dragonul, fiind prieteni sau aliați secreți, sunt bine aspectați de către această zi și chiar ajutați. Partea mai puțin plăcută este că așa, bine, nu puțin plăcută, deja au energii foarte bune, dar această zi îi va determina să fie ceva mai controlați,
ceea ce îi ajută într-un fel. Atunci când vine vorba de elemente, avem elementul de bunăstare, atribuit nativului apă, elementul de creație, nativului lemn, elementul de putere, nativului metal, elementul de resurse, nativului pământ și elementul de prietenie, nativului foc. Steaua care vine în centrul casei este steaua cu numărul 7, ceea ce le aduce foarte multe, foarte mult noroc, dar trebuie să fim foarte atenți. Iarăși avem din nou, iarăși avem această energie puternică de metal. Ceea ce la fel nu este un lucru bun. Este adevărat, avem o energie foarte puternică de pământ în centrul casei și atunci, într-un fel, lucrurile se pot destabiliza foarte, foarte ușor. De această cauză, și ziua de sâmbătă, sau în ziua de sâmbătă, ar trebui să fim ceva mai atenți. De asemenea, foarte important, cei care mergeți pe drumuri, mai ales fiind weekend, trebuie să aveți mare grijă la condus. Nu neapărat din cauza dumneavoastră, dar din cauza partenerilor de trafic. Trebuie să fiți cu ochii efectiv împărțiți în mai multe direcții. Din păcate, nici călătorile nu sunt bine reprezentate, dar o să vedem acest lucru imediat. Tot ce ține de Feng Shui, călătorii și renovări, aspectate negativ, business-ul, mutări și negocieri, aspectate la nivel neutru. Nu avem ore foarte bune din zi. Cu alte cuvinte, ne vom baza pe orele prietenilor și aliaților secreți. Problema este că se dublează energia lunii, ceea ce înseamnă că tot ceea ce s-a întâmplat sau se va întâmpla în această lună o să primim într-o doză foarte concentrată în această zi de sâmbătă. Nativii șobolani vor fi foarte arțăgoși. Aproape unii, de exemplu, mai ales cei care sunt, de exemplu, apă sau lemn, vor avea tendința de a exploda, literalmente, din cauza că nu vor avea foarte multă energie sau se vor considera în competiție cu absolut toată lumea. De această cauză vor avea nefastul noroc de a își exprima opinia. E adevărat, se poate controla acest lucru aflând astfel de informații și veți încerca să nu reacționați într-un mod negativ, ci să transformați această energie într-una bună, constructivă. Nativul iepure, semnați această zi în calendar cu mai multe semne de exclamare, deoarece nu este o zi foarte bună. Se dublează steaua cu numărul 5, creează presiuni foarte mari pe săracul iepure și mai ales în partea de est a casei. Trebuie să fim foarte atenți dacă stăm, mai ales în această zi. Avem acest 5 dublat, în niciun caz nu faceți investiții, în niciun caz nu faceți schimbări majore în casă sau împrumutați bani sau primiți bani astăzi, sub nicio formă. Nativul șarpe și dragon, avem acest dublu 6 care ajută extraordinar de bine, aducându-le energie pozitivă, mentorate, puternice și obținere de prosperitate din surse indirecte. Cu alte cuvinte, cei care lucrează foarte mult cu oamenii sunt foarte bine aspectați astăzi. Plus că șarpe și dragonul sunt ajutați de către vibrația zilei. Nativul cal, mare atenție, mare atenție, mare atenție la sănătate, mai ales cei care știți că aveți boli cronice, s-ar putea să acutizeze destul de rapid, mai ales în zona sistemului digestiv. Din nou, foarte multă energie de pământ în partea de sud, care creează un dezechilibru atunci când vine vorba de elemente în general în casă sau chiar și în lume. Nativul oaie și maimuță, o zi în care vedeți cum ele au tema aceasta dragoste și a parteneriatului, pentru că au stat numărul 4, e bine, se dublează. Cei care se află într-o relație, eventual sunt și căsătoriți, pot avea tendința de a împărtăși această dragoste la mai multe persoane, ceea ce nu este un lucru atât de ideal sau bun, sau moral, deși nu judecăm. Din această cauză trebuie să fie foarte atenți în legătură cu deciziile pe care ei le vor face în viitor. Și mai ales în această zi de sâmbătă. Încercați să nu luați decizii proaste pe care să le regretați ceva mai încolo. Nativul cocoș. O zi în care aproape totul este posibil. Este adevărat, totul este posibil, dar vine într-un mod ordonat, într-un mod logic, într-un mod stabil. În această cauză, lucrurile pot să se dezvolte într-un ritm alert și într-un ritm foarte, foarte bun. Dacă reușiți să treceți peste problemele de sănătate care au mai tot apărut în ultima perioadă, puteți efectiv să conduceți lumea făcându-vă un plan foarte, foarte sigur pentru viitorul apropiat, ceea ce vă doriți dumneavoastră, lista de priorități pentru următoarea perioadă.
Rămânem focusați pe această listă și pe aceste idei, canalizați de această energie extraordinară care se va întâmpla în ziua de sâmbătă și vă va da energie și forță în viitor. Nativul, câine și mistreț. Mare atenție la bani și în cine aveți încredere cu ei atunci când vine vorba de ei, deoarece aceștia s-ar putea să vă păcălească și să vă creeze mici probleme atunci când vine vorba de returnul unui împrumut sau obținerea de bunuri, în general vorbind, s-ar putea să fie mici probleme în acest domeniu, ceea ce vă determină să fiți ceva mai cumpătați atunci când vine vorba de cheltuieli. Deci, în următoarea zi, duminică 12 martie, care stă sub semnul câinelui de pământ, Yang. Fiind zi de câine, automat dragonul este în opoziție, nu este atât de bine aspectat, dar nici persoanele care au vârsta de 66, respectiv 42 de ani. În ziua de duminică, tigru, calul și iepurile, fiind prieteni sau aliați secreți, sunt bine aspectați și chiar ajutați de către vibrația zilei. Elementul de bunăstare este atribuit lemnului, elementul de creație nativului foc, elementul de putere nativului apă, elementul de resurse nativului metal, elementul de prietenie nativului pământ. Steaua care vine în centru casei este steaua numărul 8, care, deși este o stea foarte bună, din păcate alăturarea lângă o stea nu atât de bună, nu este o combinație fericită. De această cauză trebuie să fim foarte atenți și lecția pentru ziua de duminică va fi cum cheltuim noi banii, pe ce îi dăm și ce facem cu ei, pentru a vedea unde există o mică scurgere, mică sau mare, în funcție de fiecare. Dacă ne uităm la activitățile economice, vedem că în continuare partea de business și negocieri sunt aspectate la nivel neutru, restul, cum ar fi feng shui, mutări, renovări sau călătorii, la un nivel negativ. Orele bune din zi sunt între 1 și 3 dimineața, respectiv 9-15 către prânz. Dacă ne uităm la zodii, vedem că șobolanul s-ar putea să fie un pic amarțăcos, dar acum a îndreptat nu către locul de muncă sau familie, ci către partener. Fie că e vorba de prieteni foarte apropiați, fie că e vorba de parteneri de viață, fie că e vorba de partenerul de afaceri. În această cauză, trebuie în continuare să învețe cum să fie ceva mai diplomat. Nativul, bivol și tigru, mare atenție atunci când vine vorba de sănătatea dumneavoastră, este singura care vă împiedică să efectiv să primiți tot ceea ce este mai bun. De asemenea, mare atenție la gradul de stres, gradul de oboseală, să fie balansate cât mai bine. Nativul iepure, o zi în care este ajutat de către maestri, de către mentori, de către oamenii care lucrează deja în branșă și se poate dezvolta punând diferite întrebări sau chiar oferindu-se o mărire în ideea de poziție socială în care va avea ceva mai multe responsabilități. Dar acestea s-ar putea mai mult să fie promise pe viitor, deoarece luna aceasta nu este o lună bună pentru săraci iepurași. Nativul șarpe și dragon. Dragonul nu este bine aspectat fiind în opoziție. Dar nici șarpele nu este atât de ajutat de către vibrația steric numărul 7, creând foarte multă energie de metal în sectorul de sud-est, un sector de pământ la bază. Vedem din nou mici probleme în legătură cu pământul. De asemenea, aceștia trebuie să fie ceva mai atenți la sfaturile primite de la oameni. Nu neapărat superiori sau mentori, ci de la oamenii care se tot bagă în seamă atunci când avem noi o problemă, noi ca și oameni. Aceștia s-ar putea să dea orice fel de sfat cu cea mai bună intenție, însă nu sunt atât de bine pregătiți și pot să existe repercusiuni destul de grave atunci când vine vorba de rezolvarea anumitor probleme în locul de muncă, de exemplu. Nativul cal. Ei bine, nativul cal trebuie să fie foarte atent atunci când vine vorba de comunicare, s-ar putea să fie să nu aibă energia necesară și atunci acest lucru va frustra, ceea ce va determina să fie ceva mai direct atunci când vine vorba de oamenii din jur. Acest lucru nu poate să fie tot timpul un lucru bun, depinde foarte mult și de cadrul familiar în care se află. Însă, nativical, mare atenție la comunicare. Nativul oaie și maimuța avem steaua cu numărul 5, mare atenție la cuplu, mare atenție la partenerul de afaceri sau la prietenii care sunt considerați cei mai buni, cei mai apropiați. Din ce cauză pot să apară probleme atunci când vine vorba de încredere, timp de expunere și așa mai departe. Mare atenție acești nativi la prietenii foarte apropiați care s-ar putea să vă facă o surpriză mai puțin plăcută. Nativul
Cocoș. O zi minunată, o zi extraordinară, o zi în care efectiv pot cuceri lumea. Steaua cu mărul 1 vine deasupra lor și îi ajută foarte mult să-și găsească focusul și să se concentreze pe o singură direcție pentru un viitor cât mai luminos și nu foarte îndepărtat. De această cauză au nevoie tot timpul de un element care să-i determine să se focuseze pe anumite lucruri. Aici va fi vorba de această stea cu numărul 1. Partea bună este că nativul Cocoș, deși cu o lună destul de dificilă și cu un an pășișderea, ziua aceasta de duminică 12 este una foarte bună pentru ei și ar trebui să profite. Nativul Câine și Mistreț. O zi foarte bună și pentru aceștia, vedem că au cam avut zile bune în ultima perioadă. Vine steaua cu numărul 9, steaua promisiunilor și mai ales a promisiunilor financiare. Pentru că steaua cu numărul 8 este acolo din punct de vedere lunar și primește un ajutor și mai mare de la această stea cu numărul 9. Ceea ce determină ca energia sectorului să fie una foarte bună, chiar ideal pentru locuit, pentru stat, pentru intrat sau meditat în ea, în măcar în această perioadă, sâmbătă și duminică. Deci în următoarea zi, ziua de luni 13 martie 2017, ziua Mistrețului de Pământ In. Fiind zi de Mistreț, automat opoziția, adică Șarpele, nu este atât de bine reprezentat și nici persoanele care au vârsta de 65, respectiv 41 de ani. Iepurile, oaia și tigru, fiind prieteni sau alia secreți, sunt mai bine reprezentați și ajutați de către vibrația zilei. În această cauză, sunt oarecum salvați. Și dacă ne uităm aici foarte rapid, vedem că atât iepurile cât și tigru cam aveau nevoie. Elementul de bunăstare este atribuit nativului lemn, elementul de creație nativului foc, elementul de putere nativului apă, elementul de resurse nativului metal și elementul de prietenie nativului pământ. Este o zi bună. Steaua cu numărul 9 vine în centrul casei și ține sub control steaua cu numărul 7, determinând-o să nu mai aibă un efect atât de negativ. De asemenea, acest lucru se vede și atunci când vine vorba de activitățile economice, toate fiind aspectate la un nivel pozitiv. Foarte bun, deci putem să facem ceea ce ne dorim, putem să începem luna în săptămâna în forță. Ore foarte bune din zi sunt 3 și 5 dimineața, respectiv 7, 9 dimineața și 11, 13 spre după amiază. Dacă e să ne uităm la zodii, o să vedem că șobolanul nu este într-o postură atât de bună. Mare atenție la investiții, mare atenție la decizii, mare atenție la ceea ce vreți să schimbați în viața dumneavoastră. Nu este momentul ideal pentru așa ceva. Mai bine încercați marți, literalmente. Nativul Bivol și Tigru, o zi în care succesul dumneavoastră sau cum sunteți văzuți la locul de muncă s-ar putea să creeze mici probleme atunci când vine vorba de interacțiuni interumane. În această cauză, colegii de muncă s-ar putea să fie un pic geloși pe dumneavoastră. Și în această cauză să creeze mici tensiuni acolo unde lucrați. Nu trebuie să le luați în seamă, trebuie să mergeți pe drumul vostru, deoarece este unul minunat și plin de lucruri frumoase. Nativul Iepure. O zi în care steaua acum o 7 vine deasupra lor, dar care ar fi trebuit să creeze mari probleme. Însă, dacă sunt foarte atenți și nu fac lucruri riscante, lucrurile pot sta foarte bine, din contră se simte ceva mai ușurați și ajutați de către divinitate. Lucru care este wow pentru ei, deoarece luna aceasta nu s-ar fi anunțat una foarte, foarte bună. Mai ales din punct de vedere financiar. Nativul Șarpe și Dragon. Ei bine, Șarpele este în opoziție, deci, din păcate, nu este atât de bine ajutat. În schimb, Dragonul are parte de un noroc extraordinar. Este acum rupt, vine deasupra lor și s-ar putea să afle informații noi sau lucruri importante de la mentor care te vor determina să rămână sau să plece dintr-o anumită instituție sau de o anumită firmă, încercându-și norocul pe cont propriu sau altundeva, dar cu niște idei extraordinare. Nativul Șarpe și Dragon au fost aceștia. Dar mare atenție, Dragon s-ar putea să primi niște bani sau ajutor din partea mentorilor. Nativul Cal, în sfârșit, parcă începe să mai respire un pic, dar nu pentru mult timp. Vine steaua cu numărul 4, steaua înțelepciunii, steaua academiei, steaua dragostei,
peste ei. Cei care sunt singuri, este posibil să-și găsească pe cineva, dar nu vă așteptați să treacă foarte mult timp sau să evolueze într-un mod foarte bun, excepție făcând dacă întâlniți efectiv, așa e zis, jumătatea sau sufletul pereche sau așa ceva. În schimb, este o zi destul de bună pentru începerea unei săptămâni noi și ar trebui să vă bucurați de acest lucru. Nativul oaie și maimuță au parte de o zi extraordinară. Poate una dintre cele mai frumoase zile din ultima perioadă. Parcă totul se leagă, totul merge bine, nu există probleme, totul este exact conform planului. Ei bine, acest lucru nu va ține foarte mult, însă vă va ajuta foarte, foarte mult în evoluția personală, efectiv având nevoie de o mică pauză dedicată dumneavoastră, este un moment foarte bun pentru a vă încărca și bateriile. Dacă, în schimb, doriți să munceți și mai mult, puteți să o faceți într-un mod foarte eficient astăzi. Nativul cocoș. O zi în care trebuie să fii atent la problemele de sănătate, dacă există deja, să nu aibă prieteni prin apropiere, deoarece se pot transmite foarte ușor, dacă sunt contagioase. Dacă nu, nu este niciun fel de problemă, trebuie doar să-și învețe lecția atunci când vine vorba de drumul nostru personal. Mare atenție la sănătate, în schimb, nativii cocoși, pentru că pot să apară probleme fiind amplificate și de steaua lunară nouă, lucrurile nu se anunță a fi prea grozave, prea multă energie de pământ, ceea ce dă foarte multă energie cocoșului, e adevărat, dar la un moment dat parcă îl supra-saturează și atunci va avea tendința de a se închide în sine. Nativul câine și dragon, o zi foarte bună din punct de vedere al stelelor, deoarece rămâne steaua cu numărul 8 și se schimbă cu steaua cu numărul 1 a victoriei, ceea ce înseamnă că este o zi foarte bună pentru a vă pune la adăpost energia personală și a o folosi ceva mai târziu, atunci când chiar va fi nevoie. Veți avea tendința de a râde foarte mult, de a vă înțelege bine cu oamenii din jur și parcă comunicați altfel decât de obicei. Ziua de marți, 14 martie 2017, stă sub semnul șobolanului de metal Yang. Fiind zi de șobolan, automat, calul nu este atât de bine reprezentat și nici persoanele de 64, respectiv 52 de ani. Maimuța și bivolul, fiind prieteni sau aliați secreți, aceștia sunt ajutați de către vibrația zilei, putând să-și îndeplinească astfel mai mult din planurile pe care și l-au propus. Elementul de bunăstare este atribuit nativului foc, elementul de creație nativului pământ, elementul de putere nativului lemn, elementul de resurse nativului apă și elementul de prietenie sau competiție nativului metal. Steaua care vine în centru casei este steaua numărul 1, steaua victoriei, steaua ascensiunii sociale, însă nu este într-o postură foarte bună, fiind ocupată să încerce să distrugă energia cu numărul 7 care se află în centru. Dacă reușește, și mai ales dacă noi am pus mici obiecte în centru casei ca să facă exact acest lucru, aș un covor de culoare albastră, ar fi fost foarte bun, sau dacă nu, o masă din sticlă, ceva care se prezinte sticla și elementul marin. Dacă aceste lucruri s-au întâmplat, în viitorul cel mai apropiat, lucrurile se schimbă în mai bine. Dacă nu, se vor schimba mai bine, dar într-un mod mai greoi, în care fiecare dintre noi parcă nu mai are chef să facă mai nimica. Dacă ne uităm la activitățile extrașcolare, numai călătoriile sunt bine apreciate, în rest, restul la nivel mediu. Ore foarte bune din zi sunt între 1 și 3 dimineața, respectiv 7, 11 și 13, 15. Dacă ne uităm la zi din punct de vedere al stelelor, vedem că șobolanul în sfârșit începe să mai liniștească, fiind apostrofat sau ținut sub control în continuare de către șef. Nativul bivol și tigru au parte de o zi foarte bună, în care este posibil să gândească mai mult la ce reprezintă dragostea, ce doresc ei de la un partener sau de la un partener de afaceri pentru viitor. Cum să se dezvolte anumite idei care trebuie să aibă ca și structură principală sau ca și temă principală, fie dezvoltarea, fie viața personală. Atunci când vine vorba de nativul iepure, avem parte de steaua cu numărul 8 care vine
în zona lor, în estul casei, lucru care este foarte benefic, pentru că vine steaua bunăstării și armoniei. Însă steaua cu numărul 5 lunar încearcă să nu, să nu lase pe paladin, pe iepure, mă scuzați, ca să se poată dezvolta exact așa cum și-ar fi dorit el. Și să aibă parte de foarte mult noroc și eventual chiar și de o mărire de salariu. Este foarte important, foarte, foarte important, cum reacționați la această stare. Dacă vă ambiționați să ieșiți din această stare, lucrurile se pot schimba extraordinar de bine. Dacă nu, e bine, pot să apară destul de multe probleme și atunci va afunda și mai rău în această stare negativă. Dacă, în schimb, vedeți că lucrurile parcă nu merg cum trebuie și atunci aveți să acționați în mod activ, lucrurile vor fi bune. Nativul, șarpe și dragon. Au parte de steaua cu numărul 9, steaua multiplicării, ceea ce este un lucru foarte bun, deoarece ar trebui să se axeze foarte mult pe acel ajutorul, sfatul mentorilor și a superiorilor pentru a-și primi atât răspunsurile dorite, dar și rezolvarea, metoda de rezolvare a unor conflicte destul de grave care au apărut la locul de muncă. În această cauză, încercați să vă găsiți șefii, mentorii și să le cereți părerea. Este foarte important acest lucru. Nativul cal. Doamne, mare atenție la această zi de marți. Încep, parcă mă simt că mă repet cu anumite idei. Nativ cal. Mare atenție în ziua de marți. Semne mari de exclamare roșie. Nu este o zi bună, o zi în care trebuie să avem grijă cum mergem efectiv. E adevărat, repet, această stare negativă se poate trece peste și se poate transforma într-una foarte bună. Dacă n-ați reușit, e bine, mai bine stați în casă. Dacă ați reușit să treceți peste aceste stări negative și frustrări și acest tumult interior, e bine, lucrurile vor fi zgruncinate din nou și dacă vă reveniți destul de repede, apropo de teste care apar în viața noastră, lucrurile vor fi ceva mai bune. Nativul oaie și maimuță. O zi în care trebuie să fie foarte atenți atunci când vine vorba de împrumuta bani, a merge pe stradă, a merge cu mașina, cu transportul public, deoarece poate să apară un element neplăcut. De ce? Steaua cu numărul 7 vine deasupra dumneavoastră. De asemenea, se extinde și către partener dacă acesta există. Astfel încât să fie și acesta atent la același lucru. Cum merge, cu ce merge, să nu aibă parte de surprize neplăcute. Nativul cocoș. O zi în care trebuie să fie foarte atent atunci când vorbește. Se va supăra destul de rapid. Asta dacă nu și-a dezvoltat în sine o putere destul de mare și nu a înțeles, și a înțeles mânia în mai multe aspecte, astfel încât să nu se lase controlat de către mânie, ci să accepte această parte și să distrugă această parte. Dacă, în schimb, nu, ei bine, cocoșul efectiv va sări la gâtul oamenilor dacă este provocat. Atenție! Foarte important! Dacă este provocat. Nativul câine și misteț au parte de steaua cu numărul 2, care, în mod normal, ar trebui să creeze probleme, însă și de data aceasta scapă cu brio, aducându-le foarte multă bunăstare și reușite în viață pentru a își eventual dezvolta o afacere nouă, aș pune pe picioare sau chiar să schimbe ceva radical în viața personală. Repet, dacă au parte de acest noroc, astăzi poate să fie o zi extraordinară pentru nativii câine și mistreți. Ultima dar nu cea de pe urmă zi este ziua de miercuri, 15 martie, atunci când ne vom reîntâlni aici, peste o săptămână. Ziua bivolului de metal in. Fiind zi de bivol, automat, oaia nu este atât de bine aspectată, fiind în opoziție. Aici persoanele de 63, respectiv 51 de ani. Șarpele, cocoșul și șobolanul sunt bine aspectate pentru că sunt prieteni sau aliați secreți ai acestea. Elementul de bunăstare este atribuit nativului foc, elementul de creație nativului pământ, elementul de putere nativului lemn, elementul de resurse nativului apă și elementul de prietenie nativului metal. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 2, care ajută, din păcate, destul de mult steaua cu numărul 7. În această cauză, repetăm, mare atenție la condus, mare atenție unde vă puneți mâinile, deoarece s-ar putea și ele să aibă parte de mici accidente, fie la locul de muncă, fie
în bucătărie sau chiar și prin casă în general vorbind, mare atenție ce apucați și cum apucați, pentru că s-ar putea să vă frigeți. Din punct de vedere activităților economice, avem călătorii și renovări, dar și mutări foarte bine aspectate, mai puțin bine negocierile și business-ul, iar la nivel mediu, tot ce ține de Feng Shui. Orele foarte bune din zi sunt între 1 și 5, 9 și 13. Dacă ne uităm la zodii, vedem că șobolanul trebuie să fie foarte atent atunci când vine vorba de prietenii de la locul de muncă sau cu colegii de la liceu, facultate, oriunde s-ar afla, deoarece s-ar putea să afle de o anumită trădare, ceea ce va determina să izbucnească în adevăratul sens al cuvântului și să creeze probleme la locul de muncă. Nativul bivol și tigru, o zi în care parcă nu aș realiza foarte multe lucruri, nu, mai mult m-aș relaxa sau aș încerca să mă relaxez, deoarece vine steaua cu numărul 5, ceea ce îmi pune mie piedică, o piedică destul de puternică la mai multe proiecte. În această cauză, trebuie să fim ceva mai vigilenți, să vedem când să ne mai și relaxăm, deoarece sănătatea este pe primul loc și nu trebuie să fim deloc stresați. Nativul iepure primește steaua cu numărul 9, steaua multiplicării și, din păcate, multiplică o stea negativă. În această cauză, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Din nou, foarte multă energie de pământ în partea de est. Extraordinar de multă, ceea ce nu este un lucru bun, deoarece se creează un dezechilibru. Mai atenție ceea ce faceți astăzi și care ar putea să afecteze viitorul. Nu luați decizii, nu faceți investiții, nu faceți împrumuturi, nu împrumutați bani, nimic. Ceea ce nu se poate rezolva astăzi, nu ar trebui realizat sau gândit chiar. Nativul șarpe și dragon, o zi în care lucrurile merg foarte bine, mentorii sunt acolo și vă ajută și chiar aveți parte de un succes, de un real succes. Astfel încât lucrurile parcă se schimbă înspre mai bine și puteți să vă dezvoltați ceva mai mult. Plus că sunteți și ajutați de către nativul bivol, ceea ce este un lucru și mai bun, mai ales pentru șerpi. Nativul cal, în sfârșit are și parte de încă o zi de respiro în care primește sfaturi importante și este bine să le asculte. Dacă nu, de la capăt. Nativul oaie și maimuță au parte de bunăstare, mai ales atunci când începe o nouă afacere, mai ales astăzi, în 2. Este foarte important să fie acest 2 pentru că pot apărea lucruri extraordinar de bune pentru ei, astfel încât să se dezvolte din ce în ce mai mult. Nativul cocoș, o zi în care energia dragostei se multiplică și poate să comunice foarte bine cu toată lumea fără niciun fel de problemă. Astfel încât se presupune că foarte mulți dintre cocoși își învață lecțiile pe care au fost un pic mai leneși să le facă, dar locurile parcă se anunță a fi ceva mai bune pe viitor. Ultimii anuncii de pe urmă, câinele și mistrețul, este o zi importantă în care să nu se discute noțiunea banilor. Dacă se ajunge la discuție de bani, atunci ar fi bine să ridice, să plece, să se liniștească, pentru că este un subiect, am putea spune, tabu, dar care va putea isca mici neplăceri în zona familiei sau chiar și la locul de muncă. În această cauză, atât câinii cât și mistreții, încercați să nu vă exprimați bucuria sau dezamăgirea în legătură cu salariul, decât după ce mai trece o perioadă de timp bună. În această cauză, evitați niște neînțelegeri la locul de muncă sau chiar și acasă. Cam atât am avut de discutat despre partea aceasta de vibrație. Cum am spus, până la sfârșitul emisiunii, o să discutăm un pic de ce înseamnă mama. Fiind ziua femeii astăzi și chiar și de femeie în general, cine este această minunată creatură care ne dă nouă viață și care ne ajută de fiecare dată? Și elementul acesta de mamă. Să nu uităm că în perioada preistorică matriarhatul era cel important, deoarece bărbații se ocupau mai mult de vânat. Femeile, în schimb, aveau putere și act de conducere în casă sau în comunitate, deoarece spre final deja începeau să apară comunități mici de oameni. Este foarte important, de asemenea, să înțelegem că simbologia acestei făpturi, mamamei, este una foarte veche. Avem mama natură, atât în folclorul românesc cât și în toate celelalte mitologii.
este cea care protejează și întreține echilibrul în natură. Ne ajută și pe noi să fim mai echilibrați, deși toată noi prin acest drept pe care l-am primit de a spune nu și de a avea un liber arbitru, putem să refuzăm foarte ușor, deși nu este bine. Se spune că pentru a intra în grațiile mamei naturi nu trebuie să fii atacat o ființă vie sau să-i fi creat rău. Altfel, templul care se află în lumea astrală este închis pe vecie în fața ta. E adevărat, putem să facem lucruri bune, să acționăm în legătură cu protecția mediului și să accesăm această bancă de date enormă despre natură, să înțelegem efectiv care sunt procesele naturii și cum putem să le observăm, evident, în mediul astral, într-un mod foarte plăcut și instructiv. O altă mamă, și ca simbologie foarte veche, este mama divină. Mama divină împreună cu pruncul o avem la noi, în creștin ortodox, avem Fecioara Maria cu pruncul, la egipteni, Isis, împreună cu Horus și la multe alte țări avem această simbologie, mama cu pruncul în mână. De această cauză și noi astăzi le sărbătorim, le urăm un sincer la mulți ani din nou, multă sănătate, bucurie și ca de fiecare dată, până data viitoare, să vă găsesc mai buni decât ați fost acum. La revedere!